Facem în așa fel încât să avem o organigramă mai stufoasă și să găsim poate locuri de muncă pentru unul sau pentru altul. Și v-am cerut atunci să facem o dezbatere adevărată pe această temă legată de fondurile europene. Nu este târziu nici acum, deși s-a pierdut o perioadă destul de lungă de timp, pentru că în anul trecut și în acest an, dacă toate lucrurile erau puse la punct, noi puteam să atragem bani europeni pentru modernizarea drumurilor județene. Și vreau să-i întreb pe colegii care anul trecut au votat acea organigramă să-mi răspund acum la întrebare dacă consideră că au greșit sau ce logică a avut respectiva propunere în anul care a trecut. Asta e prima întrebare.